cineva acolo? Acesta este blogul meu de gătit și asta e bucătăria mea. Și azi am o provocare. Voi pregăti niște coșulețe cu guacamole, care e un sos pe bază de avocado și creveți. În felul acesta, cu siguranță o să vă surprindeți familia, prietenii, pe invitații voștri la masă. Eu vreau să le duc copiilor pentru că o să le placă mult. Ba, cea mai încântată dintre ei va fi Nati, pentru că știu că ei îi plac mult creveții. Așa că o să le prepar pentru ea. Profesoară ca mine, nu e nimic mai frumos decât să-ți vezi elevii crescând. E minunat! Pentru coșulețe de guacamole și creveți îmi trebuie câțiva avocado copți bine, trebuie să fie moi, foarte bine, ca să facem guacamole, așa, bine, și niște roșii, lămâie sau lămâie verde, miezul unei cepe verzi, adică noi, forme ca acestea pentru cuptor, chimen, piper, ulei, sare și ia să văd... Perfect! Coca din foi și creveții noștri. O să fac o poză ca să vedeți toate ingredientele. Bun, mai în partea asta. Așa. Asta este foarte bine. Perfect. Gata. Deci, eu am dat drumul la cuptor mai devreme, cam la 180 de grade. Și am pus apă la fiert pe care o am aici, pentru a fierbe creveții. Și bineînțeles, nu uitați, cei mici să ceară ajutorul unui adult. Bun, în primul rând luăm, perfect, formele în care vom pune foietajul, care va fi baza coșulețelor. Așa că le întind aici. O să pun, mă rog, în cerc. Da, să vedem. Așa, cred că asta este. Așa. Îl întind și iau ce e în plus. Zice că la sfârșit trebuie să le înțep cu o furculiță. Le pun pe o teavă ca asta și le bag în cuptor cu mare grijă, pentru că e deja fierbinte și le las aproximativ 15 minute. O să le fac o poză. Ia să văd. Și acum le scot. Oh, cât au crescut! Impresionant! Coșulețele mele... Astea sunt. Și între timp o să fac mai departe. Aici zice să fierb apa. Am pus-o deja pe foc și trebuie să pun puțină sare. Îndepărtez crusta creveților, le las codița lipită și apoi pot să adaug condimentele. Le scot firul negru fără să sparg crustaceul. Firul negru al creveților. Ce e firul negru? La creveți? Ăștia au un fir negru? Ah, o sun pe Olga, ea cu siguranță știe cum se face. Ia să văd, hai să o sunăm. Bună, Olga, ce mai Bună, faci? Bună, Angie, sunt foarte bine aici, la magazinul de pantofi. Ah, ce loc frumos, ce mult îmi place. Zim de ce m-ai sunat. O problemă de inimă albastră, nu? Recunoaște? Bine, probleme de inimă albastră, din astea am mereu, dar în realitate te-am sunat pentru că tocmai prepar niște creveți. Zice că trebuie să le scot un firicel negru. Tu știi ce trebuie să fac? E foarte ușor, o să vezi. Iei crevetele și ca să-i scoți firicelul acela negru, întâi trebuie să fie uscați. Atunci, iei un bețișor, îl bagi în coada crevetelui și tragi în sus și zum! A dispărut firicelul negru. Ai văzut ce ușor? Asta-i tot? Ah, Olga, ești regina gătitului. Știi că te invidiez puțin acum? A? Dar nu ai de ce să mă invidiezi, scumpo. Tu dacă exersezi puțin, o să fii o bucătăreasă excelentă. Nu, 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 ziceam că te invidiez pentru că ești într-un magazin de pantofi. Ai probat deja ceva? Ai ales ceva? A, nu, ceva așa, foarte puțin. Niște balerini, fără toc, ca să stau cu ei prin casă. Da, știi? Nu știu, dar mă și rog. Și ai probat pe toți? I-am ales. Și ai probat pe toți? Da,
I-am probat pe toți și știi ceva? Ce? I-am ales peștea. Pe care? Ia să văd. A, Olga, tu numești asta ceva simplu și comod, fără toc? Păi bine, ce vrei să fac? Cine poate rezista farmecul unui pantof frumos cu toc înalt? Gata, plec. Uite, ai grijă, Olguța. Pa, Olga. Olga asta. După cum ați văzut, Olga nu știe să aleagă pantofi comozi, dar se pricepe foarte bine la gătit. Bun. A sosit momentul să ne punem pe treabă cu creveții ăștia. Trebuie să-i decojesc. Bun, deci cum mi-a zis Olga? Cu un bețișor? Să vedem dacă miese. Trebuie să trag de aici în sus. Iată firul negru, destul de urât. Trag încetişor. Afară unul. Ultimul meu crevete decojit și curățat. Acum, cu grijă să nu ne ardem, pentru că apa fierbe deja, o să pun creveții și o să-i las la fiert. Bun. Acum, că sunt albicioși, îi scot. Durează cam 30 de secunde, nu știu, un minut. Și acum trebuie să prepar guacamole. Pentru guacamole am nevoie să pisez avocado, să tai roșiile în cubulețe, foarte bine. Acum să iau un bol, să pregătesc avocado. Roșia mea e spălată deja, o să o tai în cubulețe. Foarte bine. Puțină ceapă acum. Așa. Bun, piper. Puțin tel. Punem un pic de ulei. Sare. Puțin tel chimen. Și la sfârșit sucul lămâii. Sau lămâii verzi. A, ce bun! Acestea sunt coșulețele mele cu guacamole și creveți. O să le fac o poză, așa, ca să le vedeți, alături de dezastrul din bucătăria mea. Coșulețele mele sunt deja pe blog. Și acum, ca să nu uităm, e bine să recapitulăm și repetăm, cum zic eu mereu. Am pus coca în forme, am lipit-o bine de pereții formelor, am înțepat-o cu o furculiță și am băgat un cuptor în jur de 15 minute la 180 de grade. Am fiert în apă cu puțină sare cozile creveților, în prealabil le-am îndepărtat crusta și intestinul negru, așa cum a sfătuit Olga. Am pisat avocado cu o furculiță până când am obținut o consistență cremoasă. Am tăiat ceapa și am adăugat-o peste piureul de avocado. Apoi am tăiat roșiile în pătrățele și am amestecat totul cu delicatețe. Am pus câteva picături de lămâie, am adăugat sare, piper, chimen și am amestecat totul. La final am umplut coșulețele cu guacamole, iar deasupra am pus creveții. Excelent! Incredibil! Sunt sigură că lui Nati o să-i placă mult. Așa că le împachetez repede și o să-i le duc. Îi le duc acum pentru că deja ajung târziu la o oră de canto. Va trebui să alerg ca vântul. Mă rog, în felul ăsta fac și puțin sport. Sper să faceți aceste coșulețe și să-mi scrieți pe blog cum v-au ieșit. Eu o să rămân aici să scriu cât de repede pot sfaturile Olgăi. Repede, repede. Așa că ne vedem la următoarea rețetă. Pa! Pregătiți-vă pentru o săptămână cu magie.